propunem să ne transformăm. Cu ce intenții am intrat în postul mare și cum întâmpinăm Marea Sărbătoare a Învierii Domnului? Ne apropiem de centrul inimii noastre, pentru că orice creștin își dă seama că pătimirea, moartea și învierea Domnului este lucrul cel mai de preț pe care îl are. Am putea spune că acolo stă inima vieții noastre spirituale și inima vieții noastre creștinești.